Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! Avem două cereri pentru intrarea la punctul diverse și la punctul de cetățean de onoare al orașului. Deci este vorba despre doamna Codreanu Ortansa, care vrea să intre la ședință, și de domnul Funaru Ionuț, care vrea să intre la ultimul punct, la divers. Sunteți de acord? Da. Dar este domnul Funaru. Eu nu l-am văzut, am postat și... Dar o să intre la punct de la vers, atunci. La fel și doamna. Da, da, da. Da, da, da. Nu, doamna la punctul 12, doamna. Da, punctul 12. Bun. Pentru început o să citesc ordinea de zi. Da? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general cu obiectivul de investiții, modernizare infrastructură rutieră în orașul guvernat de Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical și activități conexe serviciilor medicale, situat în imobilul construcției din strada Urbană numărul 2, oraș Târgoviște, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical pediatric, situat în imobilul construcției Bătinea, numărul 1, oraș Târgoviște, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgoviște pentru ședința adunării generale a acționarilor, SECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data de 29.02.2023. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului anual de execuție a bugetului local pe anul 2022. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 1-2023. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna pentru anul școlar 2022-2023. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2 miliarde de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 24/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi prin trezorăria statului. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna numărul 44 din 27.04.2023, care zice aprobarea proiectului, dotarea Domeniului Cultural Cartier Dulcele, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, măsura F7/6B, investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente. 11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, sisteme ecologice certificate de colectare și tratare a apelor uzate, rezultate din consumul propriu. 12. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, doamnei Teodora Pavla. 13. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine este de acord cu ordinea de zi? Doamna secretară, vă rog cuvânt. Procesul verbal încheiat la ședința ordinară a Consiliului Local în luna aprilie a fost transmis pe adresele de mail. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații, completări, modificări.
Dacă nu, vă supun la aprobare. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat. Bun. Începem cu numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2023. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică a fost favorabilă cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Bun. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva abține? Pentru. Împotriva abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare infrastructurilor rutiere în orașul Târgu Ocna, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și sumii reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Rapoartele de avizare. Comisia Juridică. Comisia Juridică a fost favorabilă cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Comisia de Urbanism. A fost favorabilă la unanimitate. Comisia Economică. A fost favorabilă cu 5 voturi pentru din 5 exprimate. N-am stat la discuție. Discuții. Zine ce. Atâta e situația. Inițiatorul vreau să spun ce vreau. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotriva abținere. Trece la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu destinat de cabinet medical și activități conexe serviciilor medicale situate în imobilul construcției din strada Răzătoare numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Rapoartele de avizare. Comisia Juridică. Comisia Juridică a fost favorabilă cu 5 voturi pentru. Comisia Juridică a fost favorabilă la unanimitate. Comisia Economică. A fost favorabilă cu 5 voturi pentru. Discuții. Trecem la vot. Pentru acest material trebuie să nominalizați pentru Comisia de Evaluare un membru titular și un membru suplent. Vă rog să faceți propunere. Să meargă unul două dată, da? Totul să fie separat, dacă îmi scoate în buletin, să scoate în singur. Da, este foarte bine. Vă rog. Aveți propuneri? Spuneți, vă rog. Doamna Dreleacă. Propun domnul Dreleacă. Accept. Mulțumim. E bine ca ceva. Domnul Alexandru. Domnul Cristian Barna. Mă retrag că am destule activități. Hai zis, domnul Barna. Bine, ok. Conferinței cu repetiții. Domnul Giorgio. Doamna Dovedeacă. Ia. Bă, dar cine prepune să mă rog? Bun. Domnul Cristian. Mă retrag. Domnul Cristian. Bă, rog, mă retrag. Dacă sunt doi ani, zis, dacă domnul Cristian. Da, să fie mai. Mă retrag. Dumneavoastră vă retrageți? Da. Te mânchim. Deci rămân domnul consilier Barna și doamna consilier Leoleacă Leoleacă, pentru membru titular și pentru membru supleant. Poate un membru supleant, ce ziceți? Îl propun eu cu domnul Ianuș. Domnul Ianuș? Ok, faceți acum propune și pentru cealaltă ca să pregătesc o dată buletine de vot. La punctul 5 avem tot așa un spațiu. Da. În strada, în cabinete medicale de pe strada Stătineanu. Stătineanu numărul 1. Faceți propunerile sau rămânem tot cu aceleași? Rămânem cu aceleași. Cu aceleași propunere? Deci pregătim cu... Pentru ambele proiecte. Pentru ambele proiecte. Deci să vedem mai întâi câte proiecte de vot sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Și 2, da. Mai? 2, da. Deci facem buletinul de vot. Avem pe acest buletin de vot
da pentru doamna Dreacă și da pentru mai mult suprea. Da? Avem da pentru doamna Leoreacă și pentru domnul Ianuș Gheorghe. Avem da pentru doamna Leoreacă și da pentru domnul Ianuș Gheorghe. Avem acele opțiuni pentru doamna Leoreacă și domnul Ianuș Gheorghe. Avem aceleași opțiuni pentru doamna Leoreacă și domnul Ianuș Gheorghe. Vot da pentru doamna Leoleacă și domnul Ianuș Gheorghe. De șampanie. Da. Aceleași opțiuni de aici. Da. Da, pentru doamna Leoleacă și domnul Ianuș. Da, pentru doamna Leoleacă și domnul Ianuș. Da, pentru doamna Leoleacă și domnul Ianuș. Nu considerat colegul cu scris. Tare ți-a modificat, probabil. Avem da pentru domnul Barna și domnul Ianuș. Exact. Da. Mai mai avem da pentru domnul Barna și domnul Ianuș. Avem da pentru domnul Barna și domnul Ianuș. Avem da pentru domnul Barna și domnul Ianuș. Avem da pentru doamna Leoleacă și domnul Ianuș. Deci cu opțiunea pentru domnul Barna avem 1, 2, 3, 3, 4 din 15, da? Avem 11 pentru ceilalți, celelalte opțiuni. Păi, punctul 3. Acestea sunt pentru punctul 3, da? Da. Sunt puțin. Semnați până atunci a centralizatorul. Cine trebuie să mai semneze? Robert? Imediat. Domnul Barna și
și domnul Ianoș. Vot pentru domnul Varna și domnul Ianoș. Vot pentru doamna Leoleacă și domnul Ianoș. Voturi pentru domnul Varna și domnul Ianoș. Doamna Leoleacă și domnul Ianoș. Doamna Leoleacă și domnul Ianoș. Deci pentru doamna Leoleacă și domnul Ianoș. Un buletin de vot. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 din 15. Aici avem 6 opțiuni. Se câștigă tână. Doamna Leoleacă și domnul Ianoș. Domnul Dumnezeu să semnați. Eu am semnat, domnul. Da, am văzut, domnul. Deci, pentru punctul numărul 3, cine este de acord în forma în care a fost prezentat ulterior? Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical pediatrie, situat în imobilul construcției din strada Slătineanu numărul 1, oraș Târgu Ocna, județ Bacău. Inițiator primar orașului Târgu Ocna. Rapoartele de avizare. Comisia juristică a avis favorabil cu 5 voturi pentru, cu 5 prezenți. Comisia pentru invalizi? Unanimitate favorabil. Comisia economică? Avis favorabil cu 5 voturi pentru. Supunem de la vot. Finanțele au fost făcute, supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Un cabinet. Împotriva ție. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. convocată în data de 29.05.2023. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raportul de avizare a Comisiei Juridice. Comisia juridică a desfavorabil cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotriva abținerii? 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pentru anul 2022. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Rapoarte de avizare. Comisia juridică. Comisia juridică a avis favorabil cu 5 voturi. Comisia de primarie. Comisia de favorabil la unanimitate. Comisia pentru studii economice. Da, avis favorabil cu 5 voturi pentru din 5 exprimate. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotriva abținerii? 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 1 din 2023. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Raportul de avizare. Comisia economică. Avis favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Discuție de general? Împotriva abținerii? Pentru. Împotriva? Împotriva. Împotriva.
și abțineri, nu mai vreau să spun așa. Da. Și acum mai zic, ești corect cu o linie. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Târgu Ocna pentru anul școlar 2022-2023. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raport de avizare. Comisia juridică. Comisia juridică, aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Discuții. Domnul președinte, stimați colegi, la acest proiect de hotărâre, nu știu, grupul Partidului PNL ar fi propus să se acorde un premiu și elevilor care au participat, chiar dacă nu au luat premiu la faza națională, dar au participat din orașul nostru. Era bine de trecut și ei acolo. Stimulat, adică au luat un premiu în faza județeană și s-au calificat pentru faza națională. Chiar dacă au participat, mi se părea normal să primească și acei copii. Că, din ce am înțeles de la cartea didactică, sunt 3 cazuri. Deci pentru 3 copii nu s-au găsit niște bani să dea și acestora. Deci, exact. Da, dar din ce am înțeles, fiind premiați la faza județeană, s-au calificat și au mers în faza națională, pe țară. Mi se părea normal să fie și ei premiați. Adică și în faza, la faza națională. Adică trebuie să fie o mândrie pentru orașul lucrul ăsta. Și stimulat și încurajat actul educațional. Vă mulțumesc. Nu știu dacă se mai poate face ceva la ora actuală. Dar poate aveți o soluție pe care nu o puteți să pun. Să ne-o dați. Da. Vis-a-vis, pentru că este păcat că sunt 3 copii. Adică sunt 3 cazuri și ar fi păcat să nu fie încurajat și stimulat. Hai vă să aduc câteva lămuriri. Eu mă bucur că ne gândim cu toții, ca elevii premianți și elevii care au dovedit performanțe la cursuri, la locuri și toate celelalte competiții și sunt foarte buni și localitatea Târgu Ocna se mândrește la toate unitățile școlare și ne-am dorit ca să îi stimulăm cu valori și cu premii cu care să facă, să-i provoace și pe colegii lor și să meargă mai departe în aceste competiții. Niciodată această premiere nu poate să asigure un echilibru pentru toți sau o rezolvare a tuturor. Din discuțiile cu conducerile unităților școlare și din discuțiile conducerilor unităților școlare cu consiliile de administrație, cu corpul de profesori, s-a stabilit ca anul acesta, ca și în anii precedenți, să fie premiați elevii care au participat la competițiile stabilite prin calendarul Ministerului Educației, și aici sunt competițiile locale, județene, regionale și naționale, cele care s-au întâmplat în mediul fizic. Pentru că sunt și foarte alte multe competiții care s-au desfășurat în mediul online. Din clase, de acasă, prin depunere de tot felul de portofolii și tot felul de materiale. Este adevărat că odată ce ai luat sau acces provocarea de a participa într-o competiție și te-a calificat la o fază superioară, te duci acolo și efortul tău ar trebui cumva răsplătit. Nu se pune problema de o poziție, două sau trei. Așa putem să analizăm și cei care s-au calificat la faza locală, județeană, dar nu au obținut premii. Până la urmă au făcut și ei un efort. Așa s-a întâmplat și cu cei care au participat la faza regională și națională. Din totdeauna am premiat efectiv locurile luate. Să știți că anul acesta, comparativ cu anul precedent, poate că anul precedent nu este un an de referință. Să venim după un an de jumătate de pandemie, când cu toții ne-am resetat. Numărul participanților la evenimentele și la concursuri este mult mai mare, iar rezultatele sunt exponențiale. Vreau să vă spun că anul trecut, împreună am analizat
și s-au alocat pe total în sistem de învățământ 42.150 lei pentru toți copiii, pentru competițiile care au fost calificate, iar anul ăsta suma este de 62.700. Nu putem să facem un procent aici pentru că numărul concurenților a crescut. Dar ce este foarte important, că pe fiecare premiu și pe fiecare calificare, eu am gândit ca totuși să-i stimulăm și să nu păstrăm aceleași valori din anii precedenți. Și am pus un minim 10%. Rotunjit. Pentru că dacă venea la un premiu de 50 de lei, 55 de lei, nu puteam să-i dăm 55. Și am mers cu sume rotunde. Și automat premiile mai mari s-au dus cu aproximativ 10%, premiile mai mici s-au dus cu 10, 12, 13%. Nu, dincolo de această premiere, eu am discutat și cu conducerea instituțiilor școlare și am spus că aceste premii sunt în bani și trebuie să le recunoaștem valorile, dar dincolo de lucrul ăsta, prin bugetul pe care îl avem aprobat, vrem să-i stimulăm pe acești copii printr-o formă și de echipă. Adică să le organizăm o excursie, să punem la dispoziție un transport, fie că va fi un transport la nivel de toate unitățile de învățământ, fie că vor face separat, unde își vor dori ei să meargă și să simtă bine și să simtă că comunitatea e apreciată. Și atunci noi să plătim partea de transport, partea de intrări la muzee sau știu eu ce alte activități vor să le facă în acele excursii. O excursie de o zi. Eventual și o masă, dacă s-ar putea. Păi, o să vedem și lucrul ăsta, sau poate acolo pentru un semen și o să analizăm lucrul ăsta, punctual. Deci noi ne întâlnim. N-am vrea să intrăm aici într-o dezbatere. Eu știu că întotdeauna există loc de mai bine, există loc de mai mult, dar trebuie să luăm în calcul că și capacitatea Consiliului Local și a bugetului are uneori limite. Dincolo de faptul că în întreg sistemul de învățământ, în anii ăștia, se investește masiv în partea de infrastructură. Și atunci, în anii viitori, când infrastructura școlară va fi oarecum adusă la un standard, este clar că atunci putem să mărim. E adevărat că poate sunt generații care nu vor mai prinde aceste competiții și acest standard. Dar eu așa am discutat cu conducerile, îi putem sprijini prin alte modele, prin alte tipuri de participare sau altceva. Da, dincolo de lucrul ăsta, pentru toate competițiile care s-au desfășurat în afara localității, noi am asigurat transportul, care și asta reprezintă o componentă, pentru că nu întotdeauna au putut ajunge pe cheltuiala propria părinților. Sunt și cazuri unde au fost concurenți puțini, au mers pe cheltuiala propria părinților. Dar acele deplasări la Iași, la Focșani, la, nu știu, sunt mai multe aici, la Bacău, nu mai încă de discuții, la competițiile naționale, noi am încercat să venim și să sprijinim și transportul profesorului, coordonator și a celor de elevi. Mulțumesc! Am înțeles. Altcineva? Mai vreau să intervine cineva? Bun. Să punem la vot. Să zic și eu ceva? Da. Sunt sigur. Partele sumelor sunt foarte mici. Da? Dacă alte comunități reușesc să-și premieze copiii de naționale cu 2500, noi nu reușim aproape nimic. De fiecare dată dăm vina că nu avem buget. Sau că suntem cu state prea sărace. Și după părerea mea, premiile ar fi trebuit să fie puse la vizier, să fie toată lumea, la ce premii se așteaptă dacă iau premiul întâi pe țară, da? Că premiul întâi pe țară înseamnă focul 1 în toată țara, nu înseamnă ultimul. Și asta trebuie o sumă atractivă, ca să zic așa, o stimulare. Asta e primul de spus. Mai aflute mail-ul grill a premiului, nu cu premiile, ne-ați trimis pe e-mail. Este un tabel aprobat din Consiliul de Administrație. Vreau să fac o singură precizare și nu vreau să se interpreteze greșit. Nu suntem o localitate săracă, nu suntem o localitate necăjită, nu suntem o localitate atipică față de celelalte localități, cum se încearcă să se inducă această stare. În schimb, cu responsabilitate și cu efort din partea comunității locale în întregul ei și cu sprijinul programelor naționale guvernamentale, se investește masiv
și suntem printre puținele localități din județ, din regiune și poate și din țară, că într-o etapă de 4, 5, 6 ani de zile, 7, întreg sistemul de învățământ este reformat printr-o infrastructură actualizată la cerințele de acum. S-au finalizat grădinițele, s-a finalizat școala numărul 1, s-a finalizat colegiul național, acum este în lucru școala numărul 2 și se construiește și creșa. Deci nu suntem o națiune săracă, nu suntem o localitate săracă, cum se încearcă, și într-adevăr, poate că premiile ar trebui să fie exponențiale. Dar eu cred că acesta este un aport, este o recunoaștere și nu este un stat de plată și acel copil, pe lângă calitățile pe care le are și competiția la care participă, îi va face să-i folosească lui în viață. Mulțumesc! Mai vrea să completeze cineva? Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Deci la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului unui împrumut în valoare de 2 milioane de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 24 din anul 2023, privind unele măsuri fiscale bugetare destinate a aprobării unor împrumuturi din trezoreria statului. Inițiator primarul orașului Târgu. Rapoartele de avizare. Comisia Juridică a avizat nefavorabil cu un vot pentru și 4 abțineri din 5 prezenți. Comisia de urbanism. Avizat favorabil cu 4 voturi pentru și 4 abțineri. Comisia economică cu 2 voturi pentru și 3 abțineri, aviz nefavorabil. Inițiatorul, dacă dorește să vorbească. Eu pot să aduc explicații, pot să până în vedere că și rezultatele din comisie și mai am stat la dispoziția întreg aparatul de specialitate pentru a lămuri în comisii, acolo unde am fost întrebați și mi-am adus aportul, dar putem să exemplificăm. Dar eu cred că ar trebui, în primul rând, să vedem ce ne face sau ce ne-a determinat ca să nu avem încredere în acest mecanism de finanțare, ca să știu ce să răspund. Pentru că e mai ușor să pot să explic decât să o prezint din nou același material pe care toți l-am avut la mapă. Vă rog. Domnilor colegi, dacă aveți întrebări... Nu am fost la comisie, dar aș vrea să întreb dacă gradul de îndatorare va fi... Va putea fi suportare către administrația locală, dacă va avea datorii prea mari. Și apoi, dacă acest împrumut se justifică, aduce avantaje comunității. Bănuiesc că acestea au stat la baza solicitării împrumutului. Da. Eu m-aș ruga chiar să explici. Cred că nu s-a înțeles foarte bine. Gradul din datorare, cum a și colegul meu, dobânzile și ce înseamnă acest împrumut garantat de Ministerul Finanțelor, de Trezoreria Statului. Cred că odată ce garantează Ministerul de Finanțe și dobânzile sunt destul de mici, așa, cred că ar trebui să blocăm niște proiecte. Rog executivul să argumenteze, pentru că nu din materialul studiat nu reiesc foarte clar, cel puțin care nu are parte puțin economic, cred că n-am înțeles mai nimic. Vă rog să, dacă puteți să spuneți mai mult ce înseamnă. Mulțumesc! Altcineva? De spatele, vă rog. Domnul Barna? Da, nu suntem potriva modernizării orașului, spre adaut ceva, dar cred că e un prim pas, cei 2 milioane de împrumut. Celălalt finanțări, cred că trebuie să împrumutăm la bancă pentru finanțarea lucrărilor de finanțare a școlii 2. Dacă ne aducem bine aminte, în luna februarie, am fost extraordinar de îndată, 10-15 profesori, domnul profesor în spate, când ne-ați promis că la 2 martie se începe lucrările la școala generală numărul 2. Când terminul de licitație era 7-10 aprilie, să știa sigur.
Azi suntem în 25 mai și școala 2, singurul lucru care s-a întâmplat acolo a fost cu elevii relocați. Constructorul nu l-a mutat. Greșa e în stand-by, de unde zic. Deci nu știu dacă este oportun sau să avem încredere. Deci au trecut 3 luni de zile, când așa începem că la școala 2. 3 luni de zile și am 90 de zile și am problema de mai. Trebuie să, pentru că ne-am asumat, prin, asumat votul în februarie, poate cu fac al 30 să finalizăm școala generală numărul 2 după 31 decembrie. Și am vrut să știu noi ce înseamnă cei 1.700.000 revedem cheltuieli neeligibile. Neeligibile. 300 de mii nu e o sumă mare pentru școala 2 combinațiale. Cei 1.700.000 neeligibile. În situația în care sunt foarte mulți cetățeni, care nu pot intra în curs. S-a semnat contractul cu cele două firme în luna septembrie 2021. S-a apucat în mai. Deja am întârziat 6 luni de zile. Ați promis că 30 martie, nu zic 3 aprilie, începe asfaltarea. Suntem 1 iulie, n-am văzut utilajele în drum. Tot orașul e nemulțumit, tot orașul. În afară de câțiva care ieșesc, dacă pun luna de pe cer, pune felicitări. Mulțumesc. La cineva? Cine mai are întrebări? USR-ul, practic, grupul USR va obține. Ca și da. Doamna Andreea. Cred că aici ori s-a aplicat suma, ori, nu știu, n-am înțeles foarte bine. Spune așa, autoritatea locală trebuie să asigure cofinanțare și cheltuielile neeligibile necesare pentru anul 2023 până decembrie astea de 6.970.000. Și mai jos, spune, menționez că pe lângă contribuția proprie și cheltuielile neeligibile aferente acestor proiecte pentru finalizarea lor, suma necesară de peste cei de sus mai trebuie 6.899.403 lei. Toate astea mi-i dau 13.869.403 lei. Noi împrumutăm acum 2 milioane de lei, dar pentru diferența de 11.869.403 lei, de unde o să avem bani? Sau poate că n-am înțeles foarte bine documentația. Ce facem dacă până la finele anului nu găsim diferența de 11.869.403 lei. Poate mi spune domnul primar sau cine mai e mai îndemn. Mulțumesc. Altcineva? Eu sunt. Eu cer cuvântul. Hai, spuneți. La începutul anului ne s-a prezentat un buget armonios, prin care spunea că avem acoperire pentru toate investițiile pe care putem să le facem. După nici 6 luni, vedem că nu avem acești bani. Când a fost în eroare Consiliul Local? Atunci sau acum? Întrebare. Unele lucruri sunt bani, pentru alte lucruri, pentru alte lucruri nu sunt bani. Precizez aici că nu cetățenii trebuie să strângă cureaua, ci administrația locală trebuie să strângă cureaua dacă nu mai au bani. Nu cetățenii. Administrația reprezintă cetățenii. Trebuie să se comporte ca atare, nu strângă împrumute în numele cetățenilor această sumă, da? Care nu poate fi cuantificată foarte exact unde se duce și cum se duce. Da? Și avem într-adevăr probleme cu investițiile care se fac, v-am mai spus că sunt de proastă calitate și mă voi adresa organelor superioare ca să constate acest lucru. Spisele de bugetare trebuie să fie la fel și în Elveția, și în Anglia, și în România. Nu în România să se termine într-un capul cod. Am mai spus-o și o mai spun. Mulțumesc frumos! Gata. Vreți să interveniți? Vă rog. Ne aflăm iarăși într-un moment în care trebuie să fim responsabili în ceea ce facem. Nimeni nu este pregătit și nimeni nu-și dorește ca să creăm o apăsare pe un locuitor sau pe toți locuitorii din oraș. Pentru că, dincolo de calitatea pe care noi o avem aici la această masă,
suntem și noi locuitori, suntem și noi plătitori de taxe și impozite, suntem locuitori care trăim în comunitatea noastră. Dar, totodată, am fost mandatați de către cei mulți să-i reprezentăm și să ridicăm gradul de confort al localității. Suntem într-o etapă când programe, proiecte naționale, guvernamentale, europene, se află în plină desfășurare. Nu este vina nimănui că aceste proiecte cu finanțări majore pentru localitate, pentru comunitățile României, se desfășoară așa cum se desfășoară și pe legislațiile pe care sunt în vigoare. Știm cu toții că aceste programe europene s-au translatat și nu au început în perioada când trebuia să curgă și să aibă un calendar firesc pe care și l-a asumat România în fața organismelor europene. Discutăm de programul POR, Programul Operațional Regional, 2014-2020. În 2020 ar fi trebuit să fie încheiat. Nu la Târgovna, în toată România, în toată Europa. Suntem în luna mai 2023, când aceste programe și proiecte încă sunt în derulare, în unele diverse faze, altele poate nici nu au început. Și cunoaștem și în zona noastră, și în localitățile din prejur, și în localitățile din țară, proiecte. Fiecare administrație și Târgovna, administrația Târgovna, și executiv, și deliberativ, ne-am preocupat pentru că avem nevoie de dezvoltare. Dacă porneam din start că proiectul A sau proiectul B sau proiectul C nu este necesar pentru comunitate, nu accesam. Dăm puțin timp înapoi. În noiembrie am venit cu propunere să stabilim impozitele și taxele pe anul 2023. Eu am făcut precizarea atunci că vom avea un an provocator, că baza de impozitare pe care o propunem atunci este insuficientă pentru finalizarea și pentru susținerea proiectelor aflate în derulare și semnate contracte. La vremea respectivă mi-am asumat ca autoritate executivă și ca primar, care nu era un lucru plăcut politic, să mărești, să propui o mărire de 10%. Un anumit grup de consilieri, care astăzi deja au luat hotărârea și au, fără să dezbatem și fără să primim toate informațiile, deja au luat o anumită hotărâre, au spus nu, ne putem descurca chiar dacă diminuăm cu 10%. Și eu am spus ceea ce este total greșit și vom ajunge într-o situație de compromis. S-a reușit și s-au stabilit impozitul și taxe doar cu indicele de inflație de 5%, 4,7%. Total insuficient. Următoarea ședință, sau după două luni, am venit și am aprobat bugetul. Am propus bugetul spre a-l executa. La fel am venit și am spus, și sunt materiale și sunt dovezile înregistrate și procesele verbale în care am spus că iarăși este un program, că este un an greu, cu un buget greu și că în materialul de buget este prinsă o componentă de contractare a unor împrumuturi. Și știți că în discuțiile personale și discuțiile libere și poate și discuțiile oficiale, niciodată nu am ascuns că vom ajunge la o perioadă când vom avea nevoie de un împrumut sau poate mai mult. Ne frământă lucrul ăsta, nu numai pe noi, frământă și guvernații, care și acum se află într-un impas, și atunci am propus ca să mergem pe piața de capital și să vedem unde putem găsi o sursă de finanțare. Am făcut apel la băncile comerciale pentru a primi niște date, niște informații, niște scrisori de intenție, că sunt interesați. Unii au răspuns, unii nu au răspuns. Au fost multe întâlniri de către organizate de către asociațiile orașelor, Asociația Comunilor, Asociația Municipiilor, cu formele guvernamentale, la București, la Iași, la Piatra Neamț, cu ADR-ul, organismul de finanțare, ce soluții avem. Pentru că Uniunea Europeană a hotărât foarte clar că anumite proiecte și porul trebuie să fie închis 31 decembrie 2023, cu toate asumările noastre, și suntem în incapacitatea de plată, odată a cofinanțărilor și a doua, a valorilor care au rezultat din creșterile de prețuri. Nimeni nu este vinovat că peste graniță, la noi, la câteva sute de kilometri, se întâmplă ce se întâmplă. Și întreg Papamondul este zdruncinat. Și prețurile au crescut și au evoluat. Nu au stat degeaba nici guvernanții, pentru că au venit în sprijinul nostru, și atunci Ministerul Dezvoltării și împreună cu Ministerul Finanțelor a spus, doamne, pentru prima etapă și pentru prima gură de aer, ca să nu blocăm constructorii, pentru că și constructorii au o mare problemă, ei au venit, au licitat cu niște valori
Între timp piața s-a schimbat, iau semnaște contracte și atunci sunt în situația. Fie reziliază contractele, ca urmare a modificării prețurilor și nesustenabilității valorilor din piață, fie vom ajunge în niște discuții juridice care vor fi interminabile. Dar asta nu ne exonerează să nu continuăm lucrările. Și atunci, guvernanții a spus, domnule, hai să vedem cum facem să ajutăm și noi să sprijinim. Acordarea de sume directe de la guvern nu se pot, că sunt mecanismele financiare. Și atunci, prin Ministerul de Finanțe, au creat un fond de împrumut pentru autoritățile locale și au stabilit niște praguri. Orașele până la 2 milioane de lei. Cum am propus noi astăzi. Municipiile. Și inițial a fost 1.500.000. Noi am venit și am spus, domnule, 2 milioane este insuficient pentru cei care au în derulare proiecte POR. Poate pentru alții nu. Și atunci, domnule, vrem să asigurăm un echilibru, stabilim o limită de 2 milioane, vedem ce se întâmplă din piață, accesați acest proiect de finanțare, pentru că acesta are o dovândă garantată de statul român, o dovândă gestionată prin ministerul și prin organismele statului, deci nu este o dovândă acordată de un finanțator privat sau comercial, care are tot interesul ca acele adaosuri, știu eu, dobând și tot celelalte mecanisme, ce mai vin acolo, comisioane, să își crească cifra lui de afaceri. Și atunci au venit cu această variantă. Eu am spus și acum o lună, și acum două luni, că vom ajunge aici. Acest model de 2 milioane este cu destinație specială doar pentru proiectele cu finanțare POR. La Târgu Ocna avem în derulare, în investiții, două proiecte. Unu, proiectul de valorificare turistică, care la început a avut 5 milioane de euro, sau care am ajuns acum, dați-mi voie să-l și citesc, deci am pornit în 2017, cu o valoare totală a proiectului de 21.468.000, inclusiv TVA. În 2017 ne-am asumat noi, comunitatea locală, prin Consiliul Local și prin Executiv, că vom susține o contribuție de 2,05%, 440.094. Atât era atunci. Și la vremea respectivă, dacă putem să accesăm 21 de milioane și noi să punem 400 de mii, vom găsi la momentul implementării. Lucrurile n-au evoluat linear. În 2019 s-au schimbat legislații, s-au schimbat documentații și atunci s-a emis o nouă hotărâre de Consiliul Local, 28.11.2019. Când valoarea proiectului mai crește, de la 21.400.000 la 21.500.000, valoarea eligibilă rămâne tot aceeași 21 de milioane, valoarea neeligibilă începe să crească. Și atunci ne-a pus un semn de întrebare. S-a spus 2019, a venit 2020. Valoarea crește de la 21.468.000 la 23.826.000, pasti 91. 21.468.000 rămâne văd în cuie, suma eligibilă. Cea stabilită de la Uniunea Europeană, de la început. Venim și ne asumăm că la suma asta venim cu o valoare eligibilă de 440.094, care a fost inițial de 2%, dar mai venim cu 2.358.479. Pentru că atunci s-a discutat, aveam varianta să se rezilieze contractul atunci, sau să se meargă în continuare și asumându-ne că trebuie să punem și noi o contribuție. De la 2 la cât urca atunci. Asta este prin hotărârea Consiliului Local numărul 65 din 30.07.2020. Mai evoluează lucrurile. Au loc licitații, nu se înscrie nimeni, au loc contestații și toată evoluția proiectului. Hotărârea de Consiliul Local numărul 93 din 4.10.2021. Valoarea se modifică, iată, după un an de zile, între 30.07.2020 și 4.10, se modifică la 26.733. 21.468 rămâne bătut în cuie și cresc valorile neeligibile. Adică 440.094 rămâne cea inițială, 2.420.425 neeligibilă, care era stabilită cu o hotărâre mai înainte, și la care se mai adaugă încă o valoare de ajustare a prețurilor și materialelor conform ordonanței 15. Și atunci ajungem la o valoare neeligibilă de 2.845.000. Deci încă 500.000. Mergem mai departe. Are loc licitație, are loc stabilirea constructorului, au fost doi constructori competitori, a rămas unul în competiție, s-a judecat lucrarea, împreună am văzut că s-a început de un an de zile și s-au băgat unde excavatoarele în străzi. Străzile sunt așa cum sunt, proiectul a evoluat, s-a lucrat și pe ploaie, și pe frig, și de sărbători, și în celelalte zile, cu acest constructor.
Venim în 2022, 9-a-3-a, când iarăși se actualizează în baza ordonanței 64. 26.733 inclusiv TVA. Valoarea eligibilă rămâne aceeași. Neeligibilă urcă la 5.265.381. Cu cele două componente. Cu cele două componente. Valoarea asumată și valoarea ordonanței 64. Legiuitorul prin ordonanța 64 spune că această componentă de 2.420.000 va fi recuperată de la statul român într-un mecanism. La un moment dat. La această dată, nicio autoritate locală, o singură autoritate locală are semnat contractul. Restul autorităților suntem cu documentele depuse la Ministerul de Finanțe sau Ministerul Dezvoltării să semneze actele adiționale pentru componenta de modificare de prețuri. În toată perioada asta, constructorul a lucrat pe valorificare. Și acum haideți să mergem pe prețurile de la ce plăți s-au făcut acum. Deci s-au decontat până acum. Să ajungem de acum, frate. Deci, la data de astăzi, avem facturări 4.169.729, deci 1.000.000 și ceva de lei, de euro, facturat și decontat 4.044.960. Deci avem o diferență de plată la constructor astăzi, pe documentele înregistrate, de 124.000 de lei. Atât avem noi să-i dăm lui acum, pentru toate lucrările care le-a făcut și mai avem să-i dăm o diferență. Și asta este ordonanța 64, că n-am avut pentru toate. Deci noi am pus partea noastră. Suntem în imposibilitatea, pentru că el urmează acum. Aproape trotuarele de pe toate străzile și pistele de biciclete sunt finalizate și urmează componenta cea mai grea, asfaltul, care va închide cea mai mare valoare. Noi mai avem niște bani din prefinanțare, dar trebuie, în momentul când facem plata, punem banii din eligibilitate în același cont cu banii din componenta noastră și banii din componenta creștere de preț. Nu pot fi unele fără altele. Constructorul și toți constructorii, și știți și dumneavoastră că în piață, nu mai au acel cash flow ca să-și permită la valorile astea. Bun, au și ei acolo o marjă de lucru cât au ei procent. Dar suntem în situația când trebuie să fim solidari lângă ei, pentru că investițiile sunt ale noastre. Mâine constructorul, el oricum, cu lopata și cu excavatorul, lucrează între bogna. În momentul când noi nu putem să-i asigurăm decontarea sumelor, el, lopata și excavatorul, și-o mută pe o altă lucrare. Oriunde la altă țară, unde mai are altă licitație. Pentru că el trebuie să câștige. Bun. Investițiile le avem nevoie, gradul de confort al cetățenilor este, se vede că a lucrat corect, ceea ce a lucrat până acum, a lucrat fără să avem situații când se constată că nu se lucrează muncitorii stau, că materiale pleacă pe alte căi, că știu eu, se vând materiale sau se comercializează sau se înstrăinează. Și atunci, trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să fim și să terminăm proiectul ăsta în 2023. Pentru a nu avea alte și alte repercursiuni, care nu putem astăzi să le știm care vor fi ele. De aceea, am împărțit ca valoarea din cele 2 milioane să ducem 1.700.000 de lei pentru valorificare turistică și 300.000 de lei, adică 3 miliarde, să le avem acolo în genuță, puse pentru școala 2, pentru că urmează. Și constructorul acela și cu asocierea dintre proiectant este funcțională. Eu văd că noi ne întrebăm așa, nu noi, alții pe Facebook se întreabă așa ce se întâmplă, cum se întâmplă și mă bucur că pe oamenii din localitate îi frământă acest lucru. Dar să știți că nu se stă degeaba. Și vreau să vă spun următorul lucru, că discutăm, vreau să închid cu valorificarea turistică și apoi să trecem. Cu toții ne-am dorit ca asfaltul să fie înainte de sărbătorile de iarnă, în condițiile în care aveam și bani de prefinanțare, o parte din ei. Nu s-a putut din datorită cauzelor fenomenelor meteorologice. A scăzut deodată temperatura, erau amtamate lucrări și nu s-a putut. Am intrat în primăvară cu o primăvară capricioasă. Constructorul a spus foarte clar, doar este un proiect european, ne dorim cu toții o lucrare de calitate ca să nu mai asfaltăm pe ploaie, și pe zăpadă și pe noroi, să contaminăm stratul, ca după aia să arătăm iar cu degetul. Uite ce s-a întâmplat. Haideți să mai avem răbdare, de o săptămână sau de două. Pe toate celelalte fronturi se lucrează. Și ar fi trebuit până de Paști să avem asfalt. Nu s-a reușit acest lucru. Nu că n-am vrut eu. Eu am avut discuții cu constructorul, înainte de a intra în ședința de Consiliu Local și am
documentele și conversațiile cu ei și procesele verbale care le-am făcut noi din punct de vedere a executivului, în care el își într-o evoluție firească a lucrurilor, ar fi trebuit să ajungă cu utilajele la Târgu Ocna. Și faptul că nu le-au putut debloca de un alt șantier, că acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat și nu-i vinovat el, am ajuns în ziua de astăzi. Au sosit materiale pentru piațetă, duminică au mai sosit alte materiale, adică constructorul nu-i țin partea lui, dar este un partener de colaborare și de lucru pentru comunitatea noastră. El vine de la, nu știu, ăsta, Roma, n-are nicio treabă cu Târgu Ocna. Bun. Și atunci, eu cred că cu responsabilitate, eu știu, politic, dăm în primar. Dăm în primar, suntem consiliu local, cu formele lui politice și să demonstrăm că executivul n-a fost capabil și atunci urmează perioada efervescentă când partidele politice o spună, uite, noi suntem mai buni că vom termina proiectele. Nu, asta e problema. Eu vreau să fiți responsabili și să fim cu toții responsabili și să nu ne jucăm cu viitorul locuitorilor noștri. Pentru că o sincopă și un blocaj de evoluția unui constructor se reia greu. Știți și dumneavoastră că fiecare aveți investiții prin proprietățile sau prin firmele pe care le aveți. Și știți ce înseamnă mecanismele acestea. Nu vreau să ne judece lumea, ci chiar vă rog, cu responsabilitate. Și atunci când mergem pe stradă, spune, domnule, eu am fost cel care am susținut sau eu am fost cel care am considerat că este incorrectă decizia. Nimeni nu este bun. Să facem analogii, că să tăiem de polo și să punem polo. Știm de la bun început că o comunitate sau fiecare comunitate are un buget de execuții și un buget de funcționare și un buget de dezvoltare. Nu le amestecăm. Așa, haideți să stingem lumina peste tot, să nu plătim niciun spațiu verde, să nu luăm gunoaie și terminăm cu o stradă. Bun, foarte bine. Dacă ăsta ar putea fi un mecanism, nici acasă nu reușim să facem lucrul ăsta, dar uite într-o comunitate. Și atunci, eu vă rog cu responsabilitate. Închidem aici pe partea de valorificare. Aceleași ierarhie de hotărâri de Consiliul Local le avem și pe școala numărul 2. De când s-a semnat contractul, cum s-a semnat și dacă vreți, ne înșiruiesc iar. Uite, le luăm acum. Școala numărul 2. E bine să se știe și să se discute și pe mediul online de treaba asta. Școala numărul 2. Hotărârea de Consiliul Local numărul 55 din 19.06.2018. Valoare totală 13.393.375. În hotărârea 73, 30.07.2020, deci după 2 ani de zile, urcă valoarea la 15.155. Cu aceeași valoare fizică. Hotărârea de Consiliul Local numărul 53 din 31 mai 2021. Valoarea urcă de la, nu rămâne aceeași valoare, dar se schimbă componentele între ele. În 21.04.2022, hotărârea numărul 36, când se aprobă SF-ul și DALI-ul, deci asta vine cu o valoare de 15.155, execuție, în care cu valoare suplimentare 2.560, valoare totală ce se impune a fi suplimentată, 2.869.267.09. Mergem mai departe. Și devine eligibilă. Hotărârea de Consiliul Local numărul 16 din 2.02.2023. Acum câteva luni. Aprobăm din nou valorile prin care am discutat aici că avem nevoie de acea investiție și că trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să continuăm lucrarea. Indiferent ce se întâmplă. Pentru că s-a finalizat licitația și hotărârea numărul 26 din 23.02.2023, ultima valoare astăzi, calculată astăzi, peste câteva zile, peste câteva timp, poate să fie alta. 19.977, valoare eligibilă, din care valoare neeligibilă 6.400.000, dar valoare totală eligibilă 19 milioane. Deci uitați și dumneavoastră, de la 13 milioane, de când am pornit la drum, am ajuns cu 20 milioane, 19.997. Școala 2 nu are neeligibilă. Acum să spunem ce s-a întâmplat cu școala 2. Tot dumneavoastră aici în dezbatere ne-ați spus să monitorizăm evoluția acestui proiect. Și chiar dumneavoastră ați împuternicit forma pe un domn consilier ca totuși să își anunce un ochi peste activitatea executivului cum evoluează lucrurile. Este vorba de domnul consilier Adochi și ne-am consultat de fiecare dată când am trecut pașii. Constructorul a fost cu o asociere de proiectant.
Din momentul când am aprobat, el, conform calendarului, avea 3 luni de zile. Și și-a asumat că reduce perioada de proiectare la o lună de zile. Și s-a ținut de cuvânt. Acum o săptămână mi-a trimis documentația. Ieri dimineață, luni, astăzi este joi. Miercuri, când a plecat mașina? Da. Marți a sosit cu, au sosit de săptămânile trecute o parte din documentații pentru principalele avize, iar luni sau marți a sosit documentația de la Iași de proiectare, documentația pentru avizul de la ISU, a sosit după amiază și ieri dimineața a plecat mașina la Bacur și s-a depus documentația la ISU, spre avizare. Deci suntem în grafic. Deci iată că partenerul din această construcție, proiectantul, a lucrat la foc continuu și într-o lună de zile a adus documentația. Și zilele viitoare vine și PDH-ul. Așa e ușor să spunem că am mințit, că facem extrase de prin materiale, de prin ședințe. Eu n-am mințit niciodată și nu-mi permit, în primul rând, pe dumneavoastră și mai ales pe locuitori. Nu, pentru că acest executiv pe care îl gestionăm și în acest aparat, cu oamenii specializați pe fiecare pe pozițiile sale, răspund. Răspund legal. Nu politic. Noi politic dăm socoteală din 4 în 4 ani. Și de aceea am pus 300.000 acolo. Constructorul stă cu arma la picior, pentru că tot noi în Consiliul Local, și iată ce spun anumiți domni consilieri, că abia așteaptă o sincopă, cum să mai fac o reclamație. A fost perioada și doamna consilier, ne-am întâlnit la Consiliul de Administrație la școala numărul 2. Când am hotărât împreună cu conducerea școlii, măi, ce facem? A fost perioada de sărbători de pascale, cu vacanță și cu săptămâna verde. Începem școala într-o lună de zile în locație și apoi să mutăm copiii cu toată frământarea cu cât se apropie examenele sau începem de prima dată în liniște, îi mutăm, îi așezăm, o să treacă o perioadă de o săptămână, două, să se acomodeze pentru că intervine clasă nouă, mecanism nou și cu toți am hotărât atunci, unde e mai bine să fim calmi, să eliberăm școala. Școala a fost eliberată, au fost transferate toate materialele celelalte care rezultă. Pentru că aici e marea noastră teamă. Păi dacă noi avem prin proiect toate echipamentele noi, am umplut niște depozite cu toate băncile și dulapul și alea vechi, de teamă că o să vină cineva și o să ne întrebe de ce am casat noi bănci. Cineva a făcut și n-a făcut. Tot așa la reclamații. Aici suntem în ziua de astăzi. Deci ceea ce se discută că stăm, că noi suntem impasi doar să crească prețurile, este total eronat. Eu o spun acum public, vreau să se și consemneze în procesul verbal, care nu știu dacă o să-l citească cineva ulterior, dar eu știu că am spus-o cu toată responsabilitatea. Deci asta eu vă rog pe dumneavoastră. Dincolo de competiția politică, dincolo de competiția noastră, ca oameni, ca vecini, ca și colegi, da, au apărut probleme pe străzi. Și punctual, și dumneavoastră, și noi, executivul, am încercat să rezolvăm problema punctuală, la fiecare. La unul s-a luat branșamentul, la unul s-a luat rețeaua de apă, la unul i-a venit o investiție în gaz și ne-am sprijinit și ne-am completat un cuat. Numai, hai să vedem cum e. Am băgat rețele de apă noi, tot cu sute și sute și sute de mii de lei. Din bugetul ăsta local. Nu avem capacitatea și dacă închidem tot și nu luăm niciun ban, stingem tot 2.500.000 și... Doamna Leonet are perfectă dreptate. Ce se întâmplă cu diferența? Pentru că matematic așa este, 13 milioane. Nevoi astăzi ca să închidem proiectele la zi. Astăzi. Gradul de îndatorare. Pentru că mecanismul financiar nu stabilim noi, l-au stabilit alții. Astăzi noi avem grad de îndatorare 9%. Matematic. Și suntem. Legea permite 30%. Iar la fondurile europene nu există grad de îndatorare. Pentru că și mecanismul românesc, trebuie să tragem banii aia care îi putem trage. A treia situație este următoarea. În decembrie 2021 am făcut raport către instituțiile guvernamentale când ne-au întrebat ce bani aveți nevoie ca să închideți toate proiectele. Și am scris milioane de ani. În decembrie 2021, decembrie 2022, le-am scris și se cunosc. Așa cum acum s-a găsit acest mecanism de 2 milioane. Guvernanța lui și-a spus, doamne, luați-l pe ăsta, cheltuiți-l pe ăsta, trageți din fondurile europene cât se poate și vom ajunge în luna septembrie, octombrie, noiembrie, când se va ajunge și vom vedea ce mecanisme. Că nu putem să rămânem cu străzile desfăcute. Și este tot insuficient. Dar este o gură de aer către constructor. Ne-am întâlnit, domnul consilier Rusu, este un om care ne reprezintă într-o instituție importantă a statului. Și a participat la multe întâlniri în care se dezbat lucrurile astea.
Venim acum la vecinii noștri. Municipiul Bacău, municipiul condus de o altă echipă administrativă, s-a chinuit, a făcut credit. Municipiul Moinești, s-a chinuit, altă echipă administrativă, altă politică, s-a chinuit, au trecut credit. Strănit. Sunt în derulare, nu știu dacă l-au avut hotărârea de Consiliu sau acum trebuie să o facă și ei, la fel pentru proiecte. Și noi suntem în aceeași situație. Nu este unici în țară sau în regiune pe care ne dorim să facem niște lucrări. Să lucrăm pentru străzile orașului. Mai ales că nu sunt străzile principale. Străzile care duc spre Salina, obiectivul principal, străzile care leagă drumul județean, cartierul Crisești, Gara Mare, obiectivele turistice, că așa au fost eligibile. Și nu-i strada mea. Iar ceea ce a spus domnul consilier că să abținem, eu zic să reflectați, pentru că sunt străzi pe care dumneavoastră locuiți. Și dumneavoastră și domnul consilier care este online. Păi dacă vă doriți ca să nu finalizăm străzile, camera este aici și mergem mai departe. Nu este o problemă pentru noi. Pentru că eu mă voi supune dezbaterilor. Și mă voi supune reglementărilor. Putem să mergem mai departe și să nu îl încheiem. Suntem împărțit, orașul împărțit în două. Pe străzi care se fac lucrări și oamenii sunt cu mulțumire și cu nemulțumire lor și străzi și locuitori care așteaptă și investiții. PNDL-ul, nu PNDL-ul, Angel Salini și CNI-ul. CNI-ul astăzi am semnat autorizația de construire și a trimis-o la București. Și noi suntem la alte au terminat CNI-ul. Lăsați, domnul, care CNI-ul? Da, cu inundații, domnul. Lăsați. Cu eu am terminat. Uitați-vă de ce inundații au prevăzut ei. Adică, nu... E simplu. În altă parte era mai ieftin. Sintagma. Bun. Eu asta am vrut să vă spun. Poate am vorbit un pic mai vulcanic, dar vreau să vă spun că suntem în această situație. Executivul face tot ce este în putință. Avem termen pentru acest împrumut. 1 august 2023. Eu am venit din timp. Pentru că și aceste proceduri, dacă le înregistrez la 1 iunie, până se semnează, până se aprobă, vine la 1 iulie, august, cât o fi. Constructorul așteaptă. Constructorul a pus acum o situație de plată, 1.200.000. Aici sunt. Primăria beneficiază de o linie de credit, adică bani, păi nu avem linie de credit. Nu. Nu. Noi toți banii noștri. Nu există așa ceva. Nu există acești bani. Nu. Nu. Banii noștri toți stau în trezorerie. Nu aveți voie. Nu. Nu. De aia Ministerul de Finanțe a venit cu această linie pentru că, bancherii, societățile financiare, simțind că e nevoie în piață, au început să ridice oferta. Pentru că asta e, ăla e obiectivul lor, până la urmă. Și atunci Ministrul de Finanțe, sau Ministerul de Finanțe, Ministerul de Dezvoltări, a venit ca și garant. Domnul consilier mai vechi, nu știu, domnul Mihai Rusulegi, știți că orașul Târgoviște a mai avut un împrumut pe trezorerie, care la un moment dat au ajuns cu niște finanțări prin niște echilibrări bugetare, au mai compensat din anumite rate. S-ar putea să ajungem și aici, pentru că rambursări anticipate, știți că și tot am mai, le-au mai scăzut dobânzile, le-au mai radiat nu știu ce, comisioane, pentru că ăsta este mecanismul financiar. Eu cred că cu toții trebuie să facem tot ce putem, să aducem banii în comunitate, să-i întoarcem în aceste lucrări și să mergem mai departe. Că asta e gradul de satisfacție. Dincolo de lucrurile astea, mai sunt și alte proiecte care vorbim. Și atunci asta vă spun. Accesăm această finanțare, demonstrăm și instituțiilor europene și guvernamentale, uite, eu am făcut, mai dăm și tu aportul tău. De ce să analizăm într-o altă ședință, să o mai lăsăm? Sunt în spate niște mecanisme pe care eu nu vreau să le povestesc aici, dar eu cred că locuitorii o să înțeleagă. Cu responsabilitate. Nu-și dorește nimeni să tragă un leu în plus de la fiecare impozit sau de la fiecare cetățean. Eu vă mulțumesc. Domnul Barna. Da, am ajuns la președinte de urmare. Fie clar, 30, proiectul Barigulat, preconizăm finalizarea licitației 20 februarie 2023. Preconizăm, domnul consilier. Da, data emiterii ordinii de începere lucrând 1-3-2023. Așa. Întâi. Așa. Martie. Da. Martie. Și cu ce data? Cu ce data? Și când am dat domnul? Se lucrează la școala 2? Cum am? Nu, consilier. Eu cred că dumneavoastră nu vreți să citiți ce înseamnă. Înseamnă asociere, proiectare și execuție. Tu
Păi ce să fie pus dacă nu mai plătit? Acord peste până valat de licitat în 17 aprilie. Da, numai puțin. În situația în care noi acceptăm două, trei linii de creditare, ați pus problema că n-am fost de acord două grupuri sau trei de consilieri care n-am fost de acord cu majoritatea de 10%. Deci în cazul în care noi avem de plătit două, trei credite și asumările la școala 2 și ce asumări vor fi, au obligat vom fi de la anul să creștem voi taxele cu 20-30%. Dumneavoastră avem probleme să scădem. Deci vom fi obligați, nu mă ține la precele posibil. Vom fi obligați să mărim impozitul taxelor de mult. Nu știu dacă vom fi obligați. Vedeți să... Nu știu dacă vom fi obligați. Deci racursăm credit. Nu pot să racursăm în condițiile în care... Deci fost, numai puțin, fost de administrație, au luat credit pe 15 ani, nu? Cine? Fost de administrație, să zic. Așa. Și nu beneficiem noi de investițiile de acolo. Și am plătit, nu? Dar acum la fel. Așa. Și vom merge un mecanism, același lucru. Dar dumneavoastră, acasă când v-ați făcut proprietatea, nu la fel ați făcut o linie de finanțare? Ați achitat-o pe una, ați început-o pe alta și ați rostocolit niște mecanisme. Eu nu cred că există un nivel, un om sau o structură juridică care nu rulează mecanismele financiare. Eu nu cred că are un om să pui banii la, într-un cod și strânge acolo vreo nu știu cât timp. Deci, haide, asta înseamnă viața unui oraș. Viața unui oraș nu înseamnă numai investiții. Viața unui oraș înseamnă și școală, înseamnă și spațiu verde, înseamnă și relaxare, înseamnă și turism, înseamnă și evenimente, înseamnă și necazuri, că vin inundații, că vin calamități, că vin diverse alte și alte. Iar, sincer vă spun, dumneavoastră ați lansat de ieri hotărârea că nu veți susține, este decizia dumneavoastră, vă asumați, eu nu am niciun mecanism ca să vă spun că e corect sau este incorect. Eu nu spun că... Păi, eu nu m-am băgat în partea de decizie a dumneavoastră, cum nici dumneavoastră nu mă puteți băga în partea de execuție. Dumneavoastră vă duceți pe teren, dumneavoastră dați dispoziții, dumneavoastră la constructor, cum să facă, cum să dreagă. Mecanismele unei funcționări au niște reglementări. Constructorul, domnule, mi-a venit un domn, mi-a zis să fac așa, să facă, domnule, cine răspunde aici? Nici noi nu dăm acele dispoziții. Eu chem dirigintele de șantier, îi prezint, el cheamă proiectantul, caută soluția, cere avizul de la instituție. Nu așa schimbăm cum ne dorim fiecare. În dorința de a rezolva pe un cetățean, așa, cu vorba, lasă că eu am rezolvat problema și eu să ții cu mine. Nu, eu cu responsabilitate. Mă duc acolo. Deci mă văd pe la mânt pe strada podul de fier. Păi lăsați podul de fier. Păi da. Să trecem la subiect. Da, mulțumesc. Da, da, da. Ce ai nu la puțin. Da, 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 ia am pus. Domnule primar. Am auzit? Vorbește domnul Drăgănuț imediat. După. Haideți. Dacă doriți. Haideți. Da, nu era trebaria dumneavoastră destul de lungă. Am înțeles că și cetățenii am înțeles că vreți să duceți la îndeplinire aceste obiective, aceste, și că este necesar să facem niște împrumuturi. Acum, sunt urgente? Bănuiesc că da, nu? Alte căi nu ați găsit, pentru că, eu știu, dacă vreau să-mi iau o mașină nouă și mai am vreo trei stricate, vând din ele două și mi-am una bună. Așa și aici, mă uit că și cu ceva timp în urmă, primăria, consiliul local, a achiziționat acest teren aici, lângă primărie. Plătiți impozit pentru el, nu? Nu l-au plătit, ok. Dar stă și zace, moare, nu produce. Adică, cumva, ați putea... Căuta și alte soluții până la împrumut. Pentru că dacă un teren stă așa de dragul că l-am achiziționat, să bule altul, să-l dăm, pentru că aveți toate pârghile de a spune ce se poate construi acolo, să fie în folosul comunității. De asemenea, avem și clădiri care, la fel, zac, cum este Casa Borisov. Dacă o mai ținem așa 10-20 de ani, nu se mai înțelege nimic din ea. Căutați pârghii să o dați unui investitor, unui întreprinzător, care poate fi condiționat să facă ceva ce este frumos cu orașului. Adică cumva e bine. Noi, consilierul local, trebuie să venim în sprijinul executivului să vă propunem, să vă dăm idei, analizați și aceste puncte de vedere ale mele, adică acele clădiri care stau și zac sau alte, eu știu, terenuri care să producă valoare în alte domenii. Bineînțeles, turistic este foarte important, cultural, industrial, să creeze locuri de muncă.
Da, este o idee foarte bună. Da, orașul are un patrimoniu. Un patrimoniu fizic compus din terenuri, din anumite clădiri, cu anumite sarcini au acele clădiri. Este clar, știți cum e, ca fiecare acasă încearcă să se dezvolte, fără și a străina o parte din patrimoniu. Până la urmă, patrimoniul este zestrea, care îți asigură o garanție, îți asigură o stabilitate. Dar dacă vom ajunge la concluzia, că apare un investitor. Pentru că eu nu pot să spun că atunci când a apărut un investitor în zonă și a dorit să facă o investiție și pe zona publică, noi am venit în posibil și am spus, uite, ar fi un investitor care își dorește lucrul ăsta. Dacă va fi și apare, nu are mărucire. E prea ușor, hai să facem un lucru, dar e puizat cu toate căile așa. Da, dar întâi să avem investitorul care își dorește să facă lucrul ăsta. Și acum noi suntem în situația când trebuie să ducem... O să mai aveți nevoie. Păi, o să mai aveți nevoie de investiții. Așa cum a spus doamna Leulea, că până la 13 că nu te primare, aici, de la 2 la 13, e factorul bine. Da. Deci, din punctul meu de vedere, mai devreme sau mai târziu, tot trebuie să luăm în credit. Acum, din punctul meu de vedere, da? Trebuie să-ți fie 2 milioane. Sunt sigur că-ți fie mai mult. Iar agenții proprietăți, probabil, la un moment dat, va trebui puse gașuri. Pentru că nu mă mulțumesc mare, oricine... Nu, 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 mai spuneți ceva? Da. Analizând cum s-au cheltuit banii primăriei până în momentul actual, nu pare că domnul primar și-a făcut vreodată griji că rămâne fără bani. Acum trecem repede la împrumut. Deci nu există pentru dânsul o frică că are banii pentru constructori sau care pentru investiții, așa cum e. Și acum, odată pus, veniți în fața consiliului local și cereți să notăm. Eu sunt împotriva acestui lucru. Am terminat. Fac încă o singură precizare. Nu am venit astăzi. Eram vinovat în principal dacă tăceam din gură în toată curgerea mandatului, că nu vom ajunge aici. Eu am spus-o periodic. Și ori de câte ori a fost nevoie și am analizat dezbateri pe buget, pe finanțări, pe resurse. Am spus-o. Dar era de condamnat dacă acum tăceam din gură și venea și spunea. Iar ceea ce dumnealui argumentează este opinia dumnealui. Eu execut un buget, un buget pe care l-am gândit, l-am structurat și l-am făcut ca să orașul să existe, să fie funcționat. Avem cele două statute, statut de stațiune turistică, avem statut de oraș, de comunitate, când trebuie să îmbinăm valoarea turistică, cu așteptările turiștilor, cu oportunitățile pe care și le doresc turiștii, cu nevoile, cu așteptările comunității. Infrastructura care e cea mai importantă. Și acum noi am ajuns. Cineva îți spune că îți dă cu niște condiții corecte, echilibrate, nu într-un sistem competițional și noi veniți spuneam, mă, nu vrem să luăm. Nu e o problemă. Nu e o problemă asta că nu ne dorim. Până la urmă decizia ne aparține. Dar, la un moment dat, s-ar putea ca plățile pe care le avem de făcut să genereze o anumite costuri suplimentare. Și atunci vom fi nevoiți să susținem și acele costuri. Tot acolo. Mulțumesc. Se înțelege foarte bine că investiția trebuie continuată. Înțeleg că singura sursă e credit. Mai înțeleg că și gradul de datorare este mic. Și mai înțeleg și faptul că, din păcate, sunt sute de localități în țara noastră în situația asta. Dar trebuie să vedeți un aspect. Deci dacă unea romeană îți dă 10 lei și trebuie să pui un leu, dacă unea romeană îți dă 20 lei și trebuie să pui un leu și nu-l ai, de fapt, este măsura situației finanțelor noastre, din păcate. Și trebuie să o privim în față și să găsim soluții. Și solicită executivului, în primul rând, un plan. Termen mediu, scurt, mediu, mai lung nu-i timp, poate pentru asta vine alt executiv, alt consiliu local, pentru reduși cheltuieli de funcționare. Deci asta e primul lucru. Și a găsit alte venituri, cum a spus și colegul meu, orice fel de venit este bun. Deci, primul trebuie să ne vedem noi unde se pot face economii.
sunt sigur că se pot face. Aici sunt cele mai multe surse de bani suplimentari, zic eu. Ca să dezvolți economia, ar fi ideal să crească numărul de angajați în oraș, să zbârne economia orașului. Deci nu trebuie deja nici asta, susținerea agenților economici într-un fel sau altul. Dar pe termen mediu și lung, cea mai bună eficientizare este să fie eficientul însuți acasă la tine și, pe urmă, să vezi. Sigur că filozofie de viață se dezvolți din resurse proprii sau alte filozofie de viață se dezvolți cu credit. Probabil că întotdeauna care de mijloc e cea mai bună. Bineînțeles că voi susține acest proiect, pentru că, practic, eu personal văd că nici nu avem de ales. Dar, ca un semnal de alarmă, să ne dăm seama, de fapt și la nivelul țării, din păcate, același lucru. Și nu degeaba guvernul a dat ordonanța aia pe la economisii sau face economii prin ministere, care după aia tot îmbrânzește, din nou să mai ajungă nimic din ea. Noi sper să nu mai îmbrânzim nimic, să vedem ce se face pașii și să fim pregătiți pentru zilele care vor veni. Partea noastră, cu unde putem acționa noi, de nu putem, de atâta altă voi susține proiectul, pentru că nu avem de ales. Mulțumesc. Doar o singură completare. Viața însăși, așa cum spune domnul consilier, este o dată, acum o trăim. Și haideți să ne uităm un pic. Ne-am dorit infrastructură rutieră, care a însemnat și spații verzi. Iar în același timp ne-am dorit dezvoltarea structurii de învățământ, pentru că erau niște finanțări. Apoi ne-am dorit dezvoltarea infrastructurii stricate de inundații, dar de fapt nu stricate, pentru că aia aduce un plus de valoare, pentru că acele străzi erau cu balast, cu pământ și ne-am dorit să fie asfaltate. Iarăși un plus de valoare. Ne-am dorit să accesăm Anghel Salinei și am primit acolo, avem alocat 20 de milioane de lei pentru alte străzi care au anumite componente. Ne-am dorit infrastructura apă și canalizare, ne-am asociat cu județul în acel master plan, care și ăla vedem că este blocat undeva și încurcat. Ne-am dorit acum și am aplicat, pentru că, vedeți, suntem într-o competiție permanentă. Se lansează un program. Dom'le, să-l accesăm și noi. Energie verde, energie regenerabilă, aceste programe pe PNRR. Și acestea au niște costuri, care la un moment dat trebuie să le susținem, că e ca acasă, dacă ne vrem să facem, să aranjăm toată casa, să schimbăm și autoturismul, să facem și un concediu, să facem și niște petreceri în același interval de timp, e clar că undeva scârții sau trebuia să facem asta. Eu, din punct de vedere al executivului, nu am făcut nicio angajare în ultima perioadă. Am scos un post de consilier juridic și le-am informat și ne l-a anulat. Deci, tot ce s-a natural, au ieșit la pensie din funcționarii publici sau din personalul contractor, s-au redistribuit sarcinile. Adică eforturi ieși din partea administrației și dincolo de calitățile care avem la această masă, ne întâlnim pe, și atunci vedem, departamentul urbanism lucrează cu 2 oameni, departamentul contractor lucrează cu 3, departamentul de, nu știu, asistență socială lucrează cu cât lucrează și celelalte. Adică și noi venim tot în compensare și în compensare. Și ne uităm și în stânga și în dreapta. Eu știu că s-a făcut un eveniment sportiv, că s-a făcut un eveniment cultural și acelea, și comunitatea are nevoie și de acea stare. Putem, da, să renunțăm și la nimic. Să nu mai faci nici zile oraș, să nu mai faci nici premierea elevilor, să nu faci nici, nu știu, competiția sportivă, A, B sau C. Da. Dar astăzi venim cu o gură de aer pentru o perioadă pe care o utilizează toată lumea. Mulțumesc. Am fost monopolizat. Mai dorește cineva să spun ceva? Acum să trecem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potrivă eu. Mă puțin, am dat vot. Potrivă, domnul Mociucu, și am manifestat. Da, sunt doar potrivă. Altcineva? Abțineri? Este împotrivă. Da, nu sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Sunt împotrivă. Da, am fost semnat. E regulă. E regulă. Trecem la următorul punct. 10.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgoviște numărul 44 din 27.04.2023 privind aprobarea proiectului dotarea Câmpului Cultural Cartier în cele orașe Târgoviște, județul Bacău, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, măsura M76B, investiții locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de AVM și culturale și a infrastructurii aferente. Inițiator, primarul orașului Târgoviște. Rapoartul de avizare. Comisia juridică. Comisia juridică a avizat favorabil cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Comisia de urbanism. Aviz favorabil la unanimitate. Comisia economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru din 5 exprimate. Discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Sunt pentru. Pentru. Votul abținere nu este cazul. 11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata plății pentru clădirile noi sau reabilitate cu destinația de locuință pentru care proprietarii greșite pe care apropie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice, sisteme ecologice, certificate de colectare și tratare a apelor uzate, rezultate din consumul rog. Inițiator, consilier local, Cristian Varna. Rapoartele de avizare. Comisia juridică a avis nefavorabil cu 2 voturi pentru și 3 abțineri. Comisia de urbanism a avis nefavorabil cu 4 abțineri și 1 pentru. Comisia economică. Comisia economică, scuzați. 2 voturi pentru, 3 abțineri, avis nefavorabil. Inițiatorul, dacă dorește să rezină proiectul. Este un proiect care este din codul fiscal, sunt subiectele pe codul fiscal, nu e altceva așa, nu în partea mea, dar așa să susțin. Degeaba m-am bătut acolo, ne-am certat, am dezbătut o oră și după ședința de plen, am aprobat finanțarea pentru programul Rabla Locală, ne-am trezit ca pe totuși pe aia. Sunt locatea de, așa, deci degeaba le aprobăm, dacă pierd finanțe. Am pierdut acolo 25. Suntem la proiectul nostru cu... Da. Este pe codul fiscal. Cine se poate spune cu alun codul voltaice și poate... și sisteme ecologice de colectare a apelor uzate, are scutit de pot de 3 ani de zile. El le diferă din codul. Și pentru mașini electrice, sunt facilități fiscale și pentru mașini hibrid. Aceea și preotă codul fiscal. Dacă se poate, eu dau documentație și nu cred că o avem. Domnul președinte, domnul Varga, vă rog, supărat degeaba. Vreau să inițiam niște proiecte. Fără să mai consultați și alți colegi dacă le-ar vota. Oriunde lumea asta se face, până la urmă facem administrație publică, dar facem și politică aici. S-a văzut că se face politică. Să vă căutați susținător la proiecte, dacă dumneavoastră faceți, am făcut eu urmă asta, eu unul singur așa uitați să nu prea se poate. Și acum suntem supărat. Căutați, dacă vă, nu așa, dacă chiar vreți să vă treacă un proiect bun pentru cetățenii orașului, n-aveți cum fără ajutorul nostru a colegilor. Dumneavoastră aveți 4 voturi, vă trebuie 9 ca să vă treacă acest proiect. O faceți doar așa de ochii lumii? Nu e de ochii lumii. Păi dacă nu o faceți de ochii lumii, haideți, când inițiați un proiect de genul ăsta, când inițiați un proiect de genul ăsta, haideți să ne mai consultați, că și cu altceva lume ar putea să treacă. Vreau să inițiez un proiect de ăsta. Haideți, vreți, doriți să deveniți cu inițiatori? Considerați că e bun proiect? Haideți să vă căutați-vă aliați, că nu vă trebuie, dacă nu sunteți supărat degeaba de noi, că nu vă trebuie. Aici, vă trebuie, că problema e și domnul, problema e că data trecută, domnul Sup, data trecută, a trecut ăla cu Rabla Locală și ne-am trezit, am pierdut finanțare. Haideți să discutăm doar strict pe acest proiect, da? Aveți întrebări? Mai discutăm. Eu, de exemplu, am o întrebare. De ce pentru persoanele juridice
fizice care fac aceleași investiții, panouri solare sau alte lucruri, de ce ele nu ar putea fi la fel, scutite măcar cum nu beneficiază. Nu beneficiază. Deci, tot de cont fiscal, asta o fac legii viitor, nu fac. Păi și noi ce facem? Le copiem de acolo și le punem la noi, adică... Da, da, se face că noi de hotel de continuu. Am înțeles. Și pentru persoanele juridice nu se face, că nu? Era o facilitate foarte bună să mă adică, îmi promis să-ți produc singur energie. Să fii scutit din bode, acolo sunt de bode foarte mari. Hai să o spunem. Nu, eu nu vreau să duc niciun argument, vreau să spun următorul lucru. Se observă de o bucată de timp că preluăm din legislația, din cazuistica națională, tot felul de subvenții. Pentru a da bine, așa cum spunea și un alt grup de consilieri. Deci când discutăm de investiții, nu sunt bani. Când vrem să facem diverse subvenții pentru diverse categorii, da, este adevărat. Consiliul local poate. Consiliul local, dacă vrem să ne zbatem și să fim corecți cu noi și cu locuitorii care ne privesc sau care ne ascultă, sau care vor să cerem încrederea de la ei, ar trebui ca proiectul să ne zbatem atunci când analizăm impozitele și taxele sau bugetul anul 2023. 4. Nu-l lansăm așa dinainte. Am mai venit cu tusouri, cu galabi la piață, cu aia, cu aia, cu tot felul de propuneri de astea pompieristice, doar de a arăta că noi suntem cei buni, iar ăia toți consilii și executivul, incapabili, nu poate să-l promoveze. Nu este corect. La un moment dat vom deconta cu toții pe căleala asta. Consiliul local poate. Și aici, în documentație, să nu îi ducem în eroare. Persoanele care accept spre un fond de finanțare prin Casa Verde, prin nu știu ce programe, nu sunt eligibile. Și atunci, hai să vedem care este ponderea. Câți locuitori și câți proprietari din Târgu Ocna au un sistem făcut pe cont propriu, ca să vedem cui ne adresăm. Hai să facem o inventariere, verificăm la nivel de oraș și constatăm, dom'le, avem 10 cazuri. Un caz care are proprietatea și plătește impozit atât, un, două, nouă, din alea, din alea, din alea. Pompieristic, așa, să o aruncăm în stradă, cum am făcut și cu Rabla local. Haideți să nu mai trebuie la subiectul. Da. Haideți să votăm. Cine este pentru? Vreau și eu cuvântul. Vreau cuvântul. Haideți, vă rog. Foarte scurt. Proiectul domnului Varna aduce o inechitate. De ceilalți care nu pot să-și pună manomul sau să-și puneze în cadru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Acest proiect nu a fost aprobat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al orașului Târgu Ocna, doamnei Teodora Paule. Inițiator, consilier local, Cristian Barna. Raport Comisiei Juridice. Comisia Juridică a dat favorabil cu ce o aici pentru din ce uită la prezent. Vreau să mă înscriu eu la cuvânt mai întâi, domnul președinte. Doamne, haideți. Ați așteptat la ședința. Doriți să vă... Nu vă ieși de prezentat. Da. Îmi dați mie voi, domnul președinte. Dați voi, președinte. Stimați domnule președinte, domnule primar, stimați colegi. Consider că suntem la un punct emoționant, îl consider eu personal, dacă vreți să mă întrebați, dar cât și pentru mulți dintre dumneavoastră. Și în același timp și cetățenii orașului stațiunei Târgu Ocna. Mulțumesc domnului consilier, coleg, că a fost pragmatic și s-a mișcat frumos și mulțumesc foarte bine că a făcut-o.
dar nu vreau să o duc în, sub nicio formă, să nu mă înțelegeți greșit, într-o latură politică. Chiar suntem la un punct de pe ordinea de zi care eu îl consider politic, din punctul meu de vedere. Vorbim despre o persoană dragă, care sunt convins că marea majoritate dintre dumneavoastră ați cunoscut-o. Este vorba despre profesorul, poetul, referentul și managerul și scriitor, corect, al culturii târgohnene, în persoana doamnei Teodora Pavel. Personal, am cunoscut-o de anii școlii, destul de mic, când am fost primit cu brațele deschise în Casa de Cultură a orașului Târgocna, unde, într-adevăr, se desfășurau niște activități culturale extraordinare. Și nu numai la nivel de localitate, nici la nivel de județ, ci chiar și la nivel de țară. Și mă refer la nivel de țară. Acum o săptămână am fost invitat la Adjud, la festivalul, la a doua ediție a festivalului Ion Nichiseanu, unde m-am reîntâlnit cu mare drag cu un mare actor, un mare om de televiziune, în persoana doamnei Ileana Popovici, care sunt convins că mulți dintre dumneavoastră o știți, a realizat două emisiuni la Târgu Ocna, nu numai cu viața istorică, dar în special și privind viața culturală a acestei urbi. Vreau să fiu foarte scurt ca să o invit pe doamna Ortanța Codreanu, actor, prezent aici. Am simțit necesar să fie prezentă, să spună două vorbe. Vreau să vă mai rețin atenția cu două aspecte vis-a-vis de doamna Teodora Pavel. A fost un om cu totul deosebit. În cadrul unei emisiuni, a unui interviu pe care l-am dat la Radio România Actualități acum două luni, moderatoarea m-a întrebat, dacă ar fi doamna Pavel în fața ta, ce îi întrebau? I-aș fi spus, vă spun și dumneavoastră, să nu fi plecat. Mi-aș fi dorit să nu plece, să mai fie încă în mijlocul nostru. A fost un artist foarte titrat, generos, extrem de generos, cum sunt convins că eu, unul personal, nu sunt. Și nu știu dacă ajung la nivelul dânsei. Dar pot să vă spun că, la ora actuală, nu știu dacă mai există o viață culturală a orașului atât de efervescentă cum era în perioada când dânsa coordona viața culturală. Și vreau să vă spun că a fost recunoscută de nume mari ale scenei românești, artiști, cântăreți, care au apreciat-o, au stimat-o și, să dau așa din casă, celebri actori care nu mai sunt, Stella Popescu și Alexandru Așmer, când primeau telefonul din partea doamnei Teodora Pavel, spunea, tu doriți-o pentru tine viu, vă să confirme și doamna Ortanța. A fost un om deosebit și consider că merită acest titlu pentru tot ce a făcut și a însemnat ea ca om, ca profesor, ca artist al acestei urbi. Cred că consider că merită acest titlu chiar și post-morte. Mulțumesc frumos! Doamna, aveți cuvântul. Hristos a mulțumit. Doamne, înalță-ne pe noi spiritual, încât să nu ajungem la dihorile astea. Să vedeți că 38 de bănuți mai trebuie aici, 100, nu știu cât mai trebuie, da, ați băgat una prătare acolo. Pentru mine a fost un spectacol super și am văzut. Nici n-am știut că am voie să particip până la punctul ăsta. Am fost eu băia bun, știți? Da, vă mulțumesc pentru bunătate. Vă mulțumesc.
eu nu am venit aici să vă storc lacrimi. Mai degrabă aș vrea să vă aduc ăla câte zâmbele pe față, că toți sunteți așa. M-am uitat la fiecare. Mama mia, unde suntem? Taliban? Nu. Nu am simtru în biografia, doamne. Cei care vin din secol cu mine, din secolul celălalt, și-au avut șansa să intre în arealul ei personal, profesional, au fost binecuvântați. Nu o să aveți în material, lăsați în proiect. Am înțeles că l-a început Robert, l-a finalizat domnul Barna. Uite, domnule, îmi place colaborarea acum. Acum îmi place colaborarea. Da? Da, nu așa pe la spate, știi, cu lovitură, nu. Ce? Lucrurile frumoase se fac atât de. Și domnul Rusu, dacă îmi dați voi domnul Barna, avea dreptate. Comunicare. La orice proiecție, la orice... Ați văzut că eu am răspuns prezent. Poate că ați vrut să faceți o lovitură de teatru. Ce ați zis? O aduceți pe pesedista de Pădreata și o băgați aici în Consiliu să vorbească despre Teodor. Nu, nu. Dar eu sunt domnul Barna, din PSD, activ. Vorbim aici despre doamna Pavel. Sau facem politică, că nu mai înțeleg nimic. Nu facem. Nu facem. Dar care... Poți să plec, doamna Doina? Nu, nu. Haideți, vă rog frumos. Haideți să vorbim despre doamna. Nu, deci am vrut să vă descrețesc un pic. Nu, noi suntem plec. Poți să plec. Nici o problemă. Deci nu. Nu am venit pentru lovituri de teatru. Martorii sunt aici, colegii de la PSD. Nu au știut niciunul. Nici ei, nici eu. Robert, Robert, m-a luat de acasă, m-a rugat într-o jumătate de răspuns. Gata, am răspuns prezent, sunt aici. Sunt aici. Asta, doar ca să vă demonstrez că nu sunt aici, nici într-o calitate, nici politică, nici profesională, dacă vreți. Într-o calitate umană și de cetățean al urbei. Am să vă supun atenției o altă mică poveste ca să puteți face dumneavoastră comparația. Avem o stradă în Târgovna care se numește poetul Daniela Camdea. Am fost contemporană cu această poetă, Daniela Camdea. Oameni buni, neșansa, destinul a hotărât ca ea să moară la cutremurul din 77. Nu a ajuns să o mare poetă. Are două plachete diverse, mititele, care nu au o valoare literară extraordinară, făcea parte din comunitatea armenească, armenii erau foarte uniți între ei, cum sunt și acum, ca șase minoritățile, și totuși un consiliu local de la o vreme a decis să îi se confere străzii respective, care se chema nu știu cum, în strada Daniela Camdea. Eu nu am expertiza deloc administrativă, nici nu o înțeleg, vă spun foarte sincer, să știu ce presupune tot acest protocol de a conferi un titlu de cetățean de onoare post-mortem cuiva. Nu știu, scuză-mă, este o problemă pe care eu nu o cunosc. Dar 20 de ani de manageriat, da, Robert, ai dreptate, era activitate continuă, dar Casa de Cultură avea personalitate juridică, era finanțată de la regiune, erau alte condiții, deci de aia erau alte condiții. Nu comparăm ce a fost în trecut cu ce este acum, cu ce va fi sub bombele lui Putin. Deci, carpe diem, cum scrie la carte, cum spune înțeleptul, să trăim moment.
banii pe care îi pierdeți acum că nu vreți să-i votați, întreaba voastră. Vă vor articula ceilalți care vin. Domnule dragă, m-ați rugat să vorbesc, lăsați-mă să vorbesc cu vorbele mele, nu cu ale dumneavoastră. Doamna Teodora, da. În opinia mea, 20 de ani de manageriat și de activitate, 24 de ore din 24, în slujba acestui oraș, făcând echipă extraordinară cu un alt mare titan care s-a numit Corneliu Trandafir, au fost o echipă nemaipomenită și au lucrat în condiții, condițiile acum, și Paraschie, colectiv mic, da. Teodora a adus acestui oraș premii care sunt marcate de domnul Cornel Galben, de domnul Galben, de domnul Stoica, de... Nu vă fac eu apologia premiilor de Teodora, e câți multe. Dar fata asta, femeia aceasta, înzestrată de la bunul Dumnezeu cu tot ce înseamnă arta spectacolului, a ars pentru orășelul ei. A ars. Sigur, schimbându-se regimul 89, s-au schimbat mentalitățile, punctele de vedere și a intrat într-un cod de umbră nemeritat. Eu sunt aici să vă spun că am crescut sub bagheta ei și nu ajungeam actrița Hortensia Petreanu, dacă ea, la vârsta la care eu aveam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, până la sfârșitul liceului, nu aveam încurajarea și confirmarea lor, nu alegeam drumul ăsta. Deci eu îi sunt datoare moral acestei doamne și sunt aici să vă spun că nu greșiți cu nimic dacă încercați toată procedura asta ștufoasă, am înțeles, administrativă sau dacă măcar, dacă nu reușiți cu asta, numiți partea aceea de stradă din Mogheanu, din Gura Slănicului, să nu mai fie Gura Slănicului, Gura Omorului, Gura Fundul, nu știu cui, așa, numiți-o Teodora Pavel, profesor Teodora Pavel, pentru că ea, formația, a fost profesor de franceză și literatură română. Dar un talent născut extraordinar și un muncitor extraordinar și un caracter extraordinar. Eu atât am avut de spus. Votul este la dumneavoastră. Nu este la mine. Și nu am venit aici să fac niciun fel de... Am încercat... Nu aveți spiritul de glumă la fel. Vă lipsește... Ați zis nu. Nu, niciodată nu aveți. Dacă aveați, aveați și astăzi. Nu am venit să fac discord. E din potrivă. Am venit să vedeți că un om care îmi privim din partea cealaltă a baricadei, vine să vă susțină proiectul. Am greșit cu ceva? Am greșit cu ceva? Sunteți cetățean al orașului. Exact. Exact. Să și mai. La fel trebuie să faceți și voi, că voi sunteți conducătorii noștri. Noi așteptăm de la voi toți. Pentru noi nu ne interesează că PSD-ul, că PNV-ul, că USR-ul, că PMP-ul. De noi ne interesează ce se întâmplă. În urme. Mulțumim. Și gata. Mulțumim. Domnul Bata, doriți să mai spuneți ceva? Dar domnul Bata, sunteți inițiator de proiect astea. Eu, domnul președinte, foarte scurt. Vă rog. Te rog. O mică completare. Vreau să vă, să vă amintesc că și la nivel, și la nivel de județul Bacău, doamna Teodora Pavel este prinsă într-un almanac cultural al domnului profesor Simeon, am înțeles. Deci este o mândrie pentru noi târgovneni că este în linia 1 culturală a județului. Eu i-am organizat domnului Cornel Galben toate materialele.
eu și cu Vasile, pe care aș fi vrut să fie elite, ce v-ați zis, dacă v-ați zis. Luna viitoare va veni când îi dă... Bun, câteva domnul Arna. Haideți. Da. Acum o să trecem la vot. Asta e de punctul meu de vedere. Am înțeles, mulțumesc. Am înțeles, mulțumesc. Simt un proiect de hotărâre care are un caracter individual, totul o să fie secret. O să vă mai dăm din nou de vot. O să-i așteptăm și pe cei doi consilieri care sunt până afară. Dacă îi poate le-a anunțat cineva să se le grăbească. Ia! Vă rog, să se mai agitat plăbire. Da, îi se grăie. Deci, numărăm motorile. Plăbire de vot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 plăcere de vot. Uităm către cameră. Uitați. Primul vot, abținere. Tot abținere. Vot pentru. Da. Da. Avem vot. Da. Da. Vot. Da. Același vot. Da. 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 Abținere. 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 Este vot? Nu. Deja auzi... Mai avem două voturi. Hai să terminăm. Bine, bine. Hai. Abținere. Deci, când v-am spus. Nu comentez, nu comentez. Aici e un pic de răutate. De, da. Nu ați fost solicitat și să... Deci, doamnă, nu interpretați. Vă rog, haideți să numărăm voturile. 1, 2, pentru da. 3, 4, 5, 6, 7, 7 pentru da. Pe numărul pe toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abține. Și 1, nu. Deci, consemnăm o foto. 7, abține, 1, nu. Nu, că sunt voi în aia. Vă rog frumos! Poftim, domnule, zi rezultat! Toate lumea la locuri, domnul Cuzu. Acest proiect nu a trecut. Da, erau necesare voturi. Nu, de nou. Da, da. Deci aveam nevoie de nouă voturi și... Majoritatea de voturi pozitive. 7, doamne. 7 pentru, 7 abține. Da. Dar cei de acolo votat? Nu, nu. Vot, vot, da. Da, scuzați-mă, vedeți? Nu sunt răzătoare. Dar eu îmi asum neștiința. Nu asum. Hai. Mulțumim. Trecem la punctul 30.
stai, că te duci. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă puteți să-l invitați în sală pe domnul? Poftiți! Bună ziua! Da, la diverse. Bună ziua! Vă rog frumos să vă liniște, Hristos a răspuns anunța. Nu despre anunțul, nu este să luăm cu cei ce aici. Vă rog, am venit în calitate de cetățean se exprimă punctul de vedere. Domnul Cristea are o firmă acolo la parterul locului și și-a exprimat dorința de a se extinde. Și am venit să vă aduc la cunoștință că locatarii locului C5 nu sunt de acord cu această extindere. Pe de o parte, poate fi afectată probabil structura de rezistență a blocului. Modificările de la parter, noi avem probleme la solul blocului. Plin de apă, așa. Poți să continui aceste probleme. Și aș sugera, dacă se poate, chiar perete cu dânsul, este un apartament care s-a golit acum, a locuit domnul Hasan. Și dacă ar dori să se extindă, poate găsește Consiliul Local o posibilitate să-i ofere dânsul. Am înțeles. Numai puțin. Există vreo solicitare de la domnul Cristea? Și a exprimat intenția. Vorbesc despre un punct care noi îl cunoaștem, adică dumneavoastră, aparatul de păi îl cunoașteți? A fost, mai pe la începutul. Deci nu a fost. Avem ceva? Comprimat? Știți ceva? Ați auzit? Nu știu. Am vrut la cunoștință acum. Eu, sincer, personal, acum am auzit la dumneavoastră. Nu aș fi nimic. Este un punct de vedere la cunoaștere. Și a cetățenilor din locul CECI. Am înțeles. Pe această care vreau să aduc din nou la cunoștință că există un spațiu între blocul C5 și C4 care ar putea fi transformat într-o parcare, întrucât numărul de mașini s-au înmulțit în incinta blocurilor C5 și stăm cu ele pe trotuare și cetățenii circulă. Am înțeles. Deci este necesitatea creierii unui parcări mai mare. Da. Nu este deloc. Nu este deloc. Este între blocul C5 și C6. Există o parcare, dar mai există o posibilitate de creare între C4 și C5. Parcare nouă. Parcare nouă. Am înțeles că acum câteva ședințe s-a pus, acum câțiva ani s-a pus problema unui inventar al locurilor astea de parcare. Acum nu știu cât mai durează, dacă în ce stare fac acest inventar. Așa? O altă problemă, am observat că s-au pus în unele cartiere tomberoane pentru colectare selectivă. Și am vrea să, eu personal am vrea să știu cât mai durează și pentru celelalte cartiere. Că aș vrea la mine în cartierele C5 să... Nu există. Nu există, da. Mai ales că acum am cel puțin tomberonul care se pun materialele reciclabile, plastic, așa, nu știu dacă e tamar corespunzător, mai sunt niște agenți economici pe zonă care depozitează și ei și, na, vin animale, le împrăște și nu, creează un aspect. Și în acest sens am observat că în oraș s-au pus niște camere de luat vedere pentru supraveghere, printre care este și la tomberon acolo. Da? Uneori văd că s-au luat cei drept câteodată măsuri, dar văd că unii continuă să depoziteze în afara alte materiale. Da. Alte materiale și, na, ar fi bine să scoată banii camerele astea, să luăm niște măsuri ca să-i educăm pe oameni. Vrem un oraș, o stațiune curată, nu? Da. Și, într-o altă ordine de idee, acolo, tot în dreptul la C-uri, avem un părculeț care cred că ar necesita niște lucrări de modernizare. Băncile alea au început să ruginească. Trebuie să trezească. Poate găsim niște materiale de-astea care, cum am văzut la Onești, de exemplu. Niște bănci mai arătoase, mai... Am înțeles.
Am înțeles. Vă am luat la urmă, știți, doleanțe de la voastră. Bun, vedem. Mai aveți ceva? Cam atât. Sunt mai multe de spus, dar deocamdată. Vă rezumați, dacă. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Altcineva? Cineva mai dorește? Optim. Aș dori să aduc la cunoștința executivului și domnului primar situația... Dacă nu mai e nimeni, cer cuvântul. Așteaptă, domnul, lasă-te tot timp, așteaptă. Vreau să știu situația doamnei Ianoș. Ne-a dus la cunoștință și doamna secretară, ieri materialul transmis, cu situația doamnei, fetița doamnei Ianoș Carmen. Întreb și eu, bun, există un proiect care trebuie respectat. Deci mă refer la adresa, problema cu accesul în curtei în proprietatea doamnei, da? Și că există un proiect pe care constructorul este obligat să-l respecte. Corect, domnul primar? Da. Bun. Dar în momentul când se fac acest drum, se construiește și proiectantul n-a fost în teren, face intrarea slalom, așa ca să intri în curte, chiar nu se găsește o soluție, întreb, nu știu. Dumneavoastră a fost la fața locului? Am fost și eu la fața locului, da. Eu am fost din trei ori acolo și proiectant. Bun, și chiar soluția, nu există o soluție? Soluția propusă de proiectant asigură accesul în curte. Acum se desfășoară un șantier acolo. Este o soluție provizorie. Este o soluție provizorie. A fost acceptată de către rudele familiei. S-a schimbat soluția tocmai pentru a fi facilitat lucrul dânsei. Nu știu, întreb că dumneavoastră a venit cu petiția asta și adresată și Consiliului Local. Ne oprim, cred că mai mulți consilieri au fost, nu numai, nu sunt singuri. Ideea este că se găsească soluția bună pentru toată lumea și proprietarii să fie mulțumiți, că de-aia plătesc taxe și impozite. Și toată lumea să fie mulțumită. Asta era ideea. Mulțumesc. Scopul acestei investiții este de a crea un confort suplimentar și o stare de bine pentru locuitorii de pe străzile nominalizate în acest proiect. Această investiție nu este o cale de acces spre o altă localitate sau de tranzit și atunci nu a ținut cont de părerea de geografia fiecărei proprietăți. Acolo au fost mai multe runde de discuții pentru că acolo geografia terenului a fost dificilă și s-a găsit soluția cea mai optimă și accesul pe proprietate la dânsa, dar nu numai la dânsa, la fiecare proprietate de pe străzile aflate în acest proiect, va fi rezolvat și se va asigura fiecăruia care are acces. Situația, sunt câteva situații la nivel de localitate, pentru că istoria dezvoltării acelor proprietăți, nu e cazul la dumneavoastră, dar sunt alte proprietăți, când gardurile, accesele s-au făcut fără autorizare, fără a respecta niște reguli și niște norme, și atunci acum când s-a tras totul în linie și s-a scos la același cotă, unii dintre proprietari au trebuit să mai facă niște eforturi pentru a-și asigura accesul facând în curte pe proprietate. Pe spațiul public, între proprietate, la gard, la poartă și până la trotuar, pista de biciclete sau stradă, am spus-o și o mai repet, că o facem din banii locali, din bugetul propriu, cu firma Util Corsica, lucrează pe străzile din zona centrală, pentru a asigura accesul. Să fie unitar, să fie făcut pe aceeași mână. Pentru că posibilitățile, la final, când vom termina și vom semna documentele de recepție, vrem ca aceste străzi, aceste cartiere, să aibă un standard și un confort. Și de aceea o facem noi. Dumnezeu ei s-a adresat tuturor instituțiilor de presă, cu scandal, cu atitudine pe care dumneavoastră a considerat că a dorit sau a dorit să o utilizeze, o respectăm și mergem mai departe. Eu
De-aia v-am întrebat, eu sper, să ajungă la un numitor comun și toată lumea să fie mulțumită, că asta e ideea. Asta este și scopul nostru. Câte cazuri ați mai avut în situația asta? Bine, situația se va rezolva. Disconfortul care este datorită lucrărilor care se efectuează acolo, în zonă. Dar bănuiesc că soluția trebuie să fie una optimă pentru toată lumea. Mulțumesc. Haideți. Dați 9 secunde. Vă rog, v-am cinat. Da, mi-a zis. Întorcându-ne de la manifestările dedicate zilelor, lângă a fost un Mercom acolo, unde birou, fostele birou care e Mercom, este un spațiu verde, un părculeț, nu știu dacă trebuie să spunem chiar părculeț, îl știți cu toții. Exact. Erau acolo niște părinți, bunici și copii care ne cunoșteau și ne-au rugat să vă rugăm pe dumneavoastră să le puneți o pânguță, că mai trebuie o pancă. Luau una și săracii bunici ar mai sta să și supravegheze nepoții și mai vor o bancă. Acolo la D1 am creat acea zonă de relaxare. Mai vorba. Nu se mai pune. Acum ai un de șantiera. Nu e. Nu cred că e o problemă să mai puneți un lucru. Asta am vrut. Mulțumesc. Ca să nu. Vreau să vă întreb ceva. Sunt magazine care nu au o pantă ajutătoare pentru cei care merg cu un cadru sau cu... cu handicap. Noi am putea ajuta? Adică să facem oarecum un... o rampă. Nu neapărat, că până la coadă e magazin și ar trebui dânsii să-și facă rampa aceea. Da? Pentru că e accesul lor în magazin. Ideea să putem, nu să-i obligăm, dar să-i respectăm. Legea protecției consumatorului și da. Au fost foarte drastic și la anumite perioade, când au venit și au făcut verificările de rigoare, și toate unitățile care au ca funcție accesul publicului, persoanelor, în procesul de servicii care le oferă, trebuie să aibă rampă de acces, dar un rampă de acces funcțională pentru persoană cu dizabilități. Am întâlnit și în Târgoviște și în alte localități, unde s-au făcut niște rampe ca să fie pus rampă. Că nici cu 6 bucăți pe... Nici măcar nu e accesat. Exact. Și instituțiile statului verifică dacă aveți cumva cu un agent economic. Ne-l transmiteți ca și noi prin inspecția comercială sau prin departamentul de urbanism să-i punem în vedere că trebuie să analizeze și să respecte urgență să pună acel accesor. Sunt persoane care au perfect adevărat. Mulțumesc. Vreau să spun și eu ceva. Elevii școlii 2 s-au mutat la școala numărul 3. Credeți că există posibilitatea ca calea de acces, acea străluță care face accesul de strada principală pe școala 3 să se remedieze, să se aranjeze puțin? Am înțeles că părinții dimineața se și blochează, nici nu știu cum își trimite copiii. A fost o perioadă un pic cu emoție. Noi am reabilitat străduța Negru Vodă și Aurel Vlaicu. Am discutat cu domnul director și cu conducerea. Au postat pe grupurile de părinți ca cei care vin la școală, sprijiniți de părinți cu mașinile, să intre din șoseaua principală din Dene, coboară copilul și apoi să-și continue deplasarea și să iasă pe Mihai Eminescu. Pe Mihai Eminescu am semnalizat cu semnalizare rutieră, strada aceea, strada Sărcilor, o parte și cealaltă, Serget Dorici, este prinsă în reabilitare pe programul de antisalină. Dar aia urmează. Acum, toată situația este că sunt mulți părinți într-un același timp, vor să întoarcă mașina acolo și să produce o musculară. Dar știu că s-a reglementat. Personal am făcut 4 ani în zile școala la numărul 3 și fiecare dimineață mergeam pe jos, din centru, da? Eu înțeleg pe părinți că își iubesc copiii și își doresc tot binele din lumea pentru ei. Dar să știți nu s-a întâmplat nimic cu mine și sunt mare și sunt în fața lumea voastră. Dar majoritatea se întorc tot pe aceeași. Și mi s-a spus clar, doamne, nu știu. Înțeleg că trebuie să ia lucrurile și să le spui. Dar trebuie să asculte și întreabă la mine indicat. Acum a trebuit să zici și strângătorul. Bun. Domnul Măciucă,
Dacă că de 3 ani așteptăm să se rezolve ceva și nimic nu se rezolvă și nu știm în ce stadiu extinderea de gaze în cartierul Burasul Neacum și alocat stărilor să fie în stadiu de rău. Nu se aude foarte bine, să știți că nu cred că aveți un semnal. Extinderea de gaz, cu imediat. Și alocarea parterelor care durează de 10 ani? 15 ani. Da. Pergostic. Am înțeles. Am înțeles. Vă răspundeți? Nu-i răspund, domnul consiliu. Eu îl discut cu Consiliul Local și către locuitori. Pentru că dumneavoastră vă zic un altă parte la mine, deci mai frumos. Am bucuria să... Sperăm ca domnul primar să răspundă altor organe competente. Le răspundeți, nu? Da. E o amenințare, nu? Nu, e o... E o avertizare, dacă vreți să vă spuneți. Să se consemneze. Mulțumim. Da, să se consemneze. Vă rog frumos să se consemneze. De nenumărate ori am atras atenția lucrurilor care nu sunt în regulă în procedură cu Ocna și la voastră anunță dezintele. Vă mulțumesc! Am bucuria să vă anunț că încă un proiect care, la care a lucrat echipa administrativă executivă și cu echipa administrativă din partea județului, pe programul național Anghel Salini, extinderea de gaze în cartierele care nu acum sunt, a fost adoptat. Un proiect 15.500.000 de lei. Încă un proiect. La care vom avea iarăși cofinanțare. Deci ceea ce ține de noi, să accesăm, să scriem, să facem documente, să le depunem la instituțiile competente, să cerem avizele și documentele necesare, le facem. De aici încolo, decizia de a adopta sau neadopta sau a valida sau a valida partea de cofinanțare, rămâne de văzut și am văzut. Mai reduceți dezvoltările dumneavoastră și lăsați cetățenii. Da, vă rog frumos. Așa să reduceți dezvoltările. Mulțumim. Da. Faceți-le, mai vrea cineva. Domnul președinte, vrea domnul să mai spună ceva. Puteți să ne spuneți care sunt cartierele care vor beneficia de gaze? O să vă le transmitem în momentul când sosesc documentația. Mulțumim. Informația acum este pierdută. Doamna secretar, mai vreți și noastră? Da. Vă rețin doar câteva secunde. Vreau să vă reamintesc că până la data de 15 iunie aveți obligația de a depune declarația de avere și interese. Vă rog să folosiți în continuare platforma deschisă pe site-ul ANI. Veți utiliza parola dumneavoastră personală pe care v-ați spus-o și vă veți loga cu CNP-ul, da? Veți completa acolo. Declarația este deja predefinită pentru că ați completat-o anul trecut. O veți modifica acolo unde este cazul și veți da, veți accesa acel butonel transmisă către persoana responsabilă ca să ajungă la mine, să o pot valida și să o transmit mai departe de 2 ani. Am rugămintea să respectați acest termen de 15 iunie, pentru că legea prevede și o sancțiune pentru cei care nu depun în termen. Acum, platforma este automată, după 15 iunie, platforma se închide, dar se scoate un raport final. Și în acel raport final se evidențiază persoanele care au depus în termen și pe care nu au. Am înțeles. Mulțumim. Mulțumim și noi. Declar ședința. Eu vă mulțumesc și cererea, dacă am